Bun găsit, dragii mei, este miercuri și așa cum am obișnuit de peste 2 ani de zile, avem emisiunea Interes Local. Ne-am gândit că astăzi să aducem în fața noastră un invitat care să ne răspundă la întrebările noastre vis-a-vis de o problemă care de ceva timp a pus anumite probleme în județ, iar domnia sa ne poate lămuri că are această forță, să spunem așa, să ne lămurească ce va exista în viitor. Nu vă mai ascund, este vorba de domnul director Dan Stoian, director executiv la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județului Nedoara, prescurtat, cum toată lumea știe, ADI Deșeuri. Domnule Stoian, bine ați venit și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bine v-am găsit și eu mulțumesc de invitație. Aș începe, domnul Stoian, cu o întrebare pe care toată lumea o știe. Știm că de toamna trecută a fost schimbat operatorul cu un alt operator. Acum de curând, la începutul anului, dacă mi-aduc bine aminte și dumneavoastră să mă corectați dacă greșesc, și zona 2 și 3 a fost preluate de operatorul actual, dar deja au apărut niște voci că scandalul care a fost în media și pe rețele socializare în ultimul timp era că licitația care s-a făcut sau nu s-a făcut n-a fost corectă și că trebuie să ALI Deșeuri să plătească 1 milion de lei amendă, și încep cu subiectul ăsta ca să îl spuneți în așa fel încât să lămuriți perfect oamenii, pentru că țineți măsură. Știm după aia că Curtea de Apel v-a dat dreptate vis-a-vis de amendă, dar de fapt a cerut o rejudecare a cazului, dar vă rog pe dumneavoastră să ne vorbiți, pentru că oamenii vor să știe exact de la sursă cum ar veni adevărul. Da, în primul rând o corecție. Plecarea vechiului operator a fost în ordinea zona 3 și apoi zona 1 și 2. Și noi vorbim despre acest așa născut litigiu, a fost referitor la zona 3. În noiembrie, parcă anul trecut, nu? Da, în octombrie, 26 octombrie, s-a să plece operatorul vechi de pe zona, a plecat mai repede câteva zile, deci prin 20 octombrie zona 3 este operată de firma Supercom de la București. Apoi, în ianuarie, 20 și 21 ianuarie, operatorul vechi a plecat și de pe zonele 1 și 2, Brad și Haseg, și tot așa, în urma unei licitații fără anul de publicare, am desemnat același operator Supercom. V-aș opri aici, că aici a fost problema. De ce s-a folosit această, și vreau să ne spuneți de ce a fost legal, această variantă fără publicare? Că de aici a plecat tot scandalul. Da. De ce? Păi, și dacă e legal? Haideți să o luăm de la început. Lucrurile sunt așa. În momentul în care Adunarea Generală a Acționarilor, la nivelul lunii octombrie, lunii iulie, parcă, a decis, a dat hotărâre de retirare a contractului. Din acel moment, pentru zona de centru, zona cea mai mare a județului, preavizul pentru plecarea operatorului a fost de 90 de zile. Adunarea Generală, ca să spunem tuturor, să mai poate sunt care nu știu, este formată din toate OAT-urile, da, sigur, plus Consiliul Județean, da? Da, deci Adunarea Generală care... Deci toate primăriile din județ. Toate primăriile, 69, plus mai puțin cele din Valea Jiului. Nu. Când vorbim de Adunarea Generală, sunt toți. Cuprinde și ele. 69 de OAT-uri plus Consiliul Județean. Am înțeles. De OAT-uri. Perfect. Asociația de dezvoltare este condusă de Adunarea Generală. Adunarea Generală conduce asociația prin Comitetul Director. Comitetul Director conduce prin Directorul Executiv, prin subsemnatul. Deci, asta este ordinea în care se discută lucrurile și ordinea în care și pleacă aprobările. Adică eu când iau o decizie, trebuie să-mi fie validată de Consiliul Director și apoi validarea supremă este în Adunarea Generală. Deci nu puteți lua hotărâre de capul nostru, să înțelegem. Nu. Și Adunarea Generală votează doar după ce au din partea Consiliului Local mandat pentru așa ceva. Mandatul se materializează printr-o hotărâre de Consiliul Local. Adică și primăria respectivă, totul nu are hotărâre. Primarul nu poate ține votări de capul lui. Am înțeles. Cum dumneavoastră puteți să luați o decizie fără... Bun. Sigur. Deci transparent, până aici democratic. Da. Plecarea operatorului s-a făcut în urma adunării generale, care a votat pentru rezilierea contractului. Contractul avea o perioadă de 90 de zile de continuare ca să ai timp să desemnezi un alt operator pe o perioadă intermediară până când faci o licitație. Toată lumea știe că o licitație deschisă nu poate să finalizeze de 90 de zile. În momentul în care noi am avut la dispoziție 90 de zile, am avut două variante de lucru. Fie să mergem direct pe lege, pe licitație, fără anunț de publicare. Deci așa sau... spune legea, există varianta asta, sigur. Da? Acolo poți să inviți unul sau mai mulți operatori, da? Să liciteze. Însă, ca să eliminăm orice suspiciune, noi am ales în prima fază să mergem pe o licitație pe SEAP, da? Pe o
procedură deschisă lansată în seamă. Am deschis procedura în seamă. Au avut acces mai multe companii de profil. Toată lumea. Toată lumea era vizibil. Procedura a fost transparentă pe SEAP. Noi am stat 3 săptămâni de zile, pentru că nu puteai să stai la infinit acolo, nici nu poți stai mai mult de o lună, pentru că timpul de 90 de zile era scurt. Noi trebuia să avem licitația, trebuia să ai operatorul, să închei contractul, să-i dai perioada de monitorizare. Probabil nu exista pericol de mobilizare, să nu rămânem cu gunoaiele, la asta vă referiți. Sigur, noi aveam termen ca peste 3 luni fix să nu rămânem cu deșeurile în stradă. Și totuși de ce v-ați complicat cu SEAP-ul dacă aveați voie să faceți conform legii? Pentru că mi s-a părut că e mai corect să fie mai transparent și noi ne-am dorit inițial. Deci v-ați încurcat mai mult cum ar veni? Nu ne-am încurcat, noi am dorit să avem 3 ofertanți. Procedura pe SEAP deschis a fost, trebuia să se materializeze cu oferta 3 participanți. Când s-a închis perioada de ofertare, a fost un singur ofertant care s-a înscris. S-a numit Supercom. El a venit interesat pentru zona 3 și atunci, văzând că noi nu ne-am atins, că noi am pus condiție pentru a merge mai departe cu procedura deschisă pe SEAP, trebuia să ai 3 ofertanți. Atunci ne-am adresat CNSC-ului, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, și ne-am spus, ok, ce facem că nu avem cei 3 ofertanți. Și ni s-a indicat să anulăm procedura, să facem pasul următor. Noi am anulat procedura din lipsa celor 3 ofertanți, după care ne-am dus pasul următor pe lege și fiind și pe situație scurtă, deci după ce trecuse cam o lună, da? Da, de o lună, atunci am intrat pe negociere directă. Da. Sigur, la negocierea directă puteai să chemi unul sau mai mulți dacă e cazul. Deci așa de ce paragraful din lege. Noi am optat să mergem cu un singur ofertant, cel care s-a înscris și pățea, pentru că exista riscul ca să apară contestații ori în 60 de zile cât mai rămăseseră la dispoziție, n-aveai cum să rezolvi o contestație. Am chemat pe Supercom, noi sigur că între timp, înainte de a face toți pașii ăștia și a intrat pe SEAP, am făcut un caiet de sarcini, am făcut un de oportunitate, caiet de sarcini, documente care erau necesare pentru licitație. Supercom a venit și a făcut oferta, sigur că noi am analizat-o, făcând pașii normali, întâi dacă oferta este eligibilă, din punct de vedere al eligibilității, după aceea am trecut la analiza ofertei tehnice și apoi în final oferta financiară. La oferta financiară, sigur că a fost și o negociere, că am cerut o ofertă inițială, financiară îmbunătățită față de oferta inițială, am căpătat-o. Dar că vă opresc și pentru a înțelege toți, dumneavoastră oricum trebuie să intrați în niște parametri financiari, până la urmă, contractul acela are o valoare totală, sigur, da? Sigur, da. Nu puteți depăși acea valoare. Nu. Și să mai știți un lucru, în toate licitațiile pe deșeuri, ofertantul când a venit și a depus oferta, care înseamnă o fișă de fundamentare a tarifelor, da. Profitul la aceste tarife este de 5%. Deci nu poate veni cu sume aberante și noi putem accepta orice. Și în cazul în care nu încasează sumele, deja e pe minus. Acolo e altă treabă. Noi discutăm, asta pe orice, la orice operator. Noi discutăm de treaba ca să ai un operator. Bun. Și atunci am încheiat contract cu Supercom. A avut perioada de mobilizare la dispoziție 5 zile ca să se mobilizeze, dar nu atât pe noi ne interesa mobilizarea, pentru că, mă rog, Supercom s-a dovedit, are forță și organizatorică și financiară și dotări ca să facă față la o provocare de acest gen. Pe noi ne interesa să nu dăm startul operării până când nu avem toate garanțiile și asigurările necesare contractului. Astfel că ei în 5 zile a trebuit să ne aducă contractul semnat, să ne aducă garanția de bună execuție a contractului și apoi să facă asigurările pentru bonus. Garanție care acum este depusă și este la... Sunt la noi toate. În caz de ceva o puteți folosi. Sigur. Garanțiile sunt în regulă pe toate zonele. Și atunci a venit Supercom, a semnat contractul și a început să opereze. Bun. Și a început nebunia să le legăm vis-a-vis de taxă. Aici anunță... Înainte lumea era obișnuită că avea contracte cu fost operator. Da, nu, stați că... Sau urmează după. Să finalizăm, treaba cu procesul. Exact. Deci, operatorul a început să-și facă treaba, să opereze, a venit cu dotarea, cu flotă, a fost și o prezentare a flotei lor la zona cetății, mașini noi, peste 50 de mașini noi, toate de calitate, în sfârșit. Și-au luat și bază, au început să opereze. După ceva vreme după operare, la cât că vreo lună jumătate, două, ne-am trezit că suntem acționați în judecată de fost operator care a cerut anularea procedurii. Sigur că prima dată am crezut că e o glumă, pentru că chiar n-avea nicio treabă cu licitația asta. Odată, cât a fost pe SEAP, nu s-a înscris.
Ei mai aveau parte, voie? Mai aveau dreptul? Dreptul aveau. Faptul că nu ne-am fi primit noi era altă treabă, pentru că nu ne-am fi primit pentru că suntem în litigii cu ei, suntem în litigiu Consiliului Județean, au sume foarte mari neplătite, deci au lăsat niște lucruri care nu sunt rezolvate. Dar, nu, în primul rând, și-au manifestat intenția că vor să vină să liciteze. Da? Deci nu aveau un interes. Doi, ai făcut după ce această acțiune judecată, după ce noi închisesem contractul operam. Deci era tardivă. Lipsă de interes, tardivă, da, că România nu că ai dreptul să dai judecată pe cine vrei. Ok, da, așa a și fost. S-au dus la CNSC-ul cu contestația și aici CNSC-ul, din punctul nostru de vedere și până la urmă s-a confirmat de Curtea de Apel, a făcut un abuz. A spus că nu judecă, că era contractul încheiat și a dirijat-o spre tribunalul și de la sectorul 2. Și judecată pe CNSC-ul dacă... CNSC-ul a greșit pentru că trebuia să judece. Dar ați putea să-i dați și noastră judecată? Dar nu suntem puși pe judecată. Dar adică ați putea, nu? Sigur că pot să fac multe, dar nu mă interesează. Noi avem prea multe lucruri de rezolvat, ca stăm tot prin procese. Și atunci CNSC-ul a declinat la Tribunalul București. A doua încălcare de lege, pentru că nu trebuia trimis acolo, trebuia trimis la Tribunalul Hunedoara, pentru că aici este autoritatea contractantă. Ce treabă are tribunalul? Noi am invocat și acolo excepția de necompetitivitate. Poate a spus că operatorii de acolo, de asta... Nu, n-are nicio legătură. Operatorul sediu central. N-are nicio legătură. Nu există așa. Deci trebuia la sediu, contractant. Și s-a câștigat în care deșeul trebuia să plătească un milion de lei. Tribunalul sectorului 2, în primă în instanță de fond, a dat o sentință, sigur, considerată de noi aberanță și de avocații noștri. Adică ni s-a impus o taxă, o amendă de un milion de lei și să reziliem contractul cu Supercom, dar nu pe loc, nu imediat, ci la 1 mai. Au mai lăsat ei câteva luni de zile. No, bineînțeles că ne-am atacat în Curtea de Apel de la București, Curtea de 3, complet de 3, și acolo am câștigat. Adică ni s-a anulat totul. S-a anulat amenda și inclusiv... S-a anulat amenda și s-a dispus întoarcerea, rejudecarea valabilității procedurii către CNSC. A, deci nu la Tribunalul Sectorului 2. Nu. Și la Tribunalul Sectorului 2, Tribunalul București, să se, să se judece valabilitatea contractului. Dar cele două clauze sunt legate una de alta. Întâi trebuie să judece CNSC-ul dacă procedura e corectă. Dacă și CNSC-ul dacă procedura termen, e corectă. Știți ceva? Nu. O să dureze foarte mult. Păi și atunci ce s-a rămâne în continuare valabil? Sigur. Deci noi ne-am până la o hotărâre definitivă, nu? Noi ne-am întâlnit la situația actuală. În primul rând, nu există penalitatea care oricum ar fi creat o problemă și în primul rând de imagine, dar eu am spus de la început că nu e cazul să plătim amenzi pentru că nu... Păi toată lumea spunea că de fapt de ce să plătească? Adică de fapt înseamnă tot banii noștri și să plătească directorul Dan Stoian. Da. Știți că erați vorul pe, chiar pe asta de socializare. Da. Dar dacă ați câștigat la curte, e definitiv a fost, definitivă, da? Definitivă, bineînțeles. Deci nu mai există niciun fel de amendă. Acum o să se judece dacă procedura a fost corectă pe care a mers, dacă CNSC-ul dă că procedura e corectă, se închide absolut de tot. Dacă procedura consideră că nu e corectă, și sigur că noi o vom ataca din nou, pentru că noi știm că e corectă. Iar partea cu valabilitatea contractului se judecă, după ce finalizezi partea deci de procedură. Una de sunt legate. Deci până atunci noi între timp... Bun, dar să... Deci am... Noi între timp... În mai nu rămânem fără, fără operator. Are ce legătură. Noi între timp am ridicat în SEAP licitația mare, cele trei zone unite, zona 1, 2 și 3. Da. În licitația mare este... Care va fi pe ce perioadă de timp? Pe 10 ani. Pe 10 ani. Contracte de prestări servicii pe 10 ani de zile, pentru că sunt investiții foarte mari de făcut în continuare în sistem și operatorul va trebui să vină cu investiții de peste 10 milioane de euro. 52 se angajează prin contract. Sigur. Trebuie făcute de asta și perioada e mai mare. Sau sunt cerute de noastră prin caietul de sarcini. Sigur. Institutul de oportunitate, caietul de sarcini, am cerut investiții. Vrem să înlocuim țara. Bun, va fi o licitație deschisă în care pot să vină câte companii doresc, da? Deocamdată licitația este la ANAP, Autoritatea Națională de Achiziții Publice, pentru validare. Da. Nu vă ascund că ANAP-ul, după ce a primit-o, ne-a făcut niște întrebări, a cerut niște lămuriri. Suntem în curs de elaborare, probabil că vineri vom trimite răspunsul, dar sunt întrebări. O valoare estimată, domnule director? Valoarea estimată e de 480 de milioane de lei. Pe 10 ani. Plus TVA? Nu, cu totul. Aproape 100 de... vreo 90 de milioane de euro. Ce se întâmplă dacă peste 2 ani inflația iar e galopantă și iarăși se mai poate... sau rămâne acest preț fix? Sigur că aceste contracte au o marjă. Pe conform legii poți să vii în urma modificărilor legislative a indicelor de la statistică. Că vedeți ce s-a întâmplat în ultima vreme. De la statistică, da? În urma... Deci mai poate fi ajustat, asta sigur, e ideea. El poate fi echilibrat și valoarea, fiind un contract de prestări servicii, valoarea cu care poți în maxim în cei 10 ani este de 50%. Și dacă inflația, să spunem, scade și o înapoi, poate să fie și scăzute tarifele? De unde a avut inflația care scade și... Am avut și pe minus, cum a fost în alte țări. Nu
numai inflația este cea care generează. Nu neapărat, dar poate e vorba de costurile de operare. Exact. E vorba de modificările legislative. Nu că nu ne-am dorit să scadă, că tot ne-am dorit lucrul ăsta. Da, nu. Gândiți-vă, dar nu va scădea. Deci în sectorul ăsta al deșeurilor, cine crede, cine are naivitatea să creadă că vor scădea la un moment dat tarifele sau cum va fi, este, repet, am zis naivitate. Nu există așa ceva. Eu vă garantez că nu numai la nivelul județului Hunedoara, că nu suntem în toată noi lumea. În toată țara și peste tot, lucrurile nu merg decât în sus, că n-ai cum altfel. Gândiți-vă că între timp, din septembrie până acum, au apărut două modificări legislative, legea 133 pe 2022 și ordonanța 640 a NRSC-ului, care a resetat tot acest sistem. Tot ce am făcut înainte trebuie refăcut. Toate fișele de fundamentare care au fost puse și toate modul în care facturez, tarifez, este desfăcut pe fiecare operațiune în parte. Avem acea economie circulară care este o penalitate adresată cetățeanului pentru deșeurile care ajung direct în groapă și, acolo că și o care merg la fondul de mediu. Ei, aia trebuie scoasă în afara acestor calcule. Da, n-aș vrea să ieșim din cadrul ăsta pentru că ați lansat-o pe SICAP. După cât timp? Adică ce perioadă ați dat acolo? În momentul în care ANAP-ul ne va da liber la publicare, deci, da, probabil în câteva zile, termenul care va sta pentru clarificări, pentru întrebări care vor fi puse de către potențialii ofertanți, va fi de 45 de zile. Deci, după 45 de zile... Deci, care 1 octombrie ca să fie câștigător, adică nu să înceapă câștigătorul. Stați un pic, nu e așa, că sunt și alte pârghii. Deci, noi până la 1 octombrie avem contract pe prețul alternată pentru zona centru. Da. Dar acest contract, conform legii, poate fi prelungit cu 4 luni de zile din start. Am înțeles. Bun, dacă nu o să ajungi, atunci vom face o altă procedură de încredințare directă, pentru că suntem cu licitația în desfășurare. Am înțeles. Licitația este așa, după 45 de zile depun ofertele. Poate fi unul sau mai mulți ofertanți. Da. Dacă va fi, să zicem, un singur ofertant, probabil că evaluarea va fi mult mai simplă, pentru că îl evaluezi, îl negociezi, închei contractul, îi dai perioada de mobilizare. Dacă are totul în regulă. Poate să fie unul singur și să nu fie admis. Să nu fie admis. Și atunci e procedura. Da, la urmă, comisia fie formată... O să fie, este desenată comisie cu experți externi. Suntem, cum să zic, din punctul ăsta de vedere, suntem asigurați că vom avea cei mai buni specialiști. Legalitate și, la maxim. Da, nu. Dacă vorbim de o sumă, totuși 100 de milioane de euro. Discuție, și discutăm de bani publici, discutăm de multe implicații. Deci, dacă vom avea unul, va fi mai simplu. Dacă avem 2, 3, nu va fi mai complicat să evaluez. Că evaluarea este, până la urmă, pe niște tipare. Da. Dar acolo poate interveni jocul contestat. Stațiilor și atunci ne poate duce într-o perioadă mai mare. Dar există pentru toate legislații, există pârghii, pentru că odată ce ai ridicat licitația mare în SEAP, de aici încolo îți permite să faci și alte mișcări în așa fel încât să nu rămâi cu deșeul în stradă fără operator. Taxă tarif. Aici ai ridicat această problemă, da. Care a deranjat teribil și pe primari și pe oameni. Nu știu pe cine a deranjat și cum a deranjat. Până la urmă eu n-am făcut decât să mă supun voinței primăriilor, OAT-urilor și să alegem varianta dorită de ei. Pentru Valea Jiului, din start, noi am avut procedeul de încasare taxă și funcționează și în regulă ani. De 4 ani de zile, mai avem încă 4 ani de contract, nu avem nicio problemă. Pentru zonele 1, 2, 3 am avut tarif. Tarif care ar fi trebuit completat de tarif de taxa specială pusă de primării pentru cetățenii care beneficiază de sistem, dar n-au contract semnat. N-au vrut să semne de contract. Operatorii. Atunci primările și-a asumat aceste lucruri. Ăsta a fost mecanismul. În momentul în care s-a făcut rezilierea și s-a decis să mergem pe contracte de un an de zile, pe perioadă determinată, cu acordul, tot așa, acordul primăriilor, hotărâre de Consiliul Local, adunare generală, hotărâre, s-a mers pe varianta de a merge cu taxă, pentru că era foarte greu să ceri un operator care vine pentru un an de zile să facă ce operatorul trecut n-a închis în 4 ani de zile de operare, adică n-a ajuns la un grad de contractare eficient de mare ca să-i asigure o stabilitate financiară. Și atunci toată lumea a fost de acord că cel mai bun mecanism este cel din Valea Jiului cu taxă. Și atunci ce a schimbat? Am implementat sistemul de taxă. Taxa funcționează la momentul actual și pe zona 1, și pe zona 2, și pe zona 3. Sigur că au apărut voci din rândul primarilor care au spus, dom'le, nu ne convine pentru că primăria a devenit cel care încasează banii și care îi dă către operator. Și a zis, nu ne convine treaba asta, a și fost, dacă tot povestim de social media și de online și de altele, pe care eu nu taxatorii le accesez și nu le dau, nu mă interesează. Ajuns, da, au zis, dom'le, ne-a transformat în casatorii firmei Supercom. Bun,
Asta a fost atitudinea lor. La momentul actual, taxa funcționează și este în regulă, suntem într-o linie normală. Dar că vă întreb, dar, ești știind dinainte cum va funcționa totuși când au votat, înțeles, nu? Având de exemplu. Știau că prin primărie se va face. Da, mă rog. După aceea au fost adunări generale succesive în care a trebuit să validăm documente pentru licitația mare. Adică n-am venit așa cu o documentație, am pus-o pe masă și de mâine avem licitație. Au analizat? Au... Sigur. În primul rând, am făcut un studiu de oportunitate cu o firmă specializată externă care ne-a scris un studiu la nivelul întregului județ. A apărut un caiet de sarcini, cu o strategie de contractare, cu un model de contract, cu anexe, cu tot ce înseamnă. Care a fost la îndemâna fiecărui membru din NAGA, da? Sigur. Toate au fost trimise la OAT-uri, le-au pus în transparență, au făcut observații. După ce au făcut observații, am analizat observațiile și le-am inclus sau le-am refuzat în noua structură, în noua documentație. Documentația a plecat din nou la primării, primăriile le-au aprobat prin HCL-uri, am avut adunare generală AGA și în adunarea generală AGA s-a votat pentru forma actuală a licitației. Ce s-a schimbat? Inițial am unit cele trei zone și am cerut acceptul, într-o singură zonă, am cerut acceptul finanțatorului proiectului respectiv, fondurile europene și Ministerul Mediului. Instant. Pentru că toată lumea a realizat că zonele Brad și Hațeg sunt două zone mici, preponderent rurale, cu cetățeni puțini, 40.000 de locuitori. Nu se putea face asta de la început, nu? Ba da, se putea face, dar așa s-a optat la vremea respectivă, de către ADI și Consiliul Județean să fie împărțit în patru zone. Da. E vorba de 2016, 17, 2015, când s-a scris aplicația de finanțare. Noi, eu am venit și am preluat o situație existentă. Însă văzând că și la licitația trecută, în prima fază pentru Hațeg și Brad, n-a fost ofertantă. Fostul operator a venit abia a doua oară și a licitat. Faptul că zonele fiind neatractive, cantități mici de deșeuri, adică populație răsfirată, cheltuieli mari pentru operare, da. Profituri mici, da, ele au fost două zone de pierdere sau deloc pierdere, atunci, rescriind studiul, și consultanții au zis, domnule, ce mai bine să faceți o zonă mare, puternic, urbanizată, aducând centrul care e mare. Și așa s-a aprobat. A doua modificare a fost să modificăm sistemul din tarif în taxă. De asemenea, fondurile europene le-au aprobat. Noi am venit cu o justificare în sensul ăsta. Am explicat de ce e mai bine. Și a treia a fost recalcularea redevenței, pentru că sistemul a plecat la drum cu o redevență foarte mare, care de fapt redevența era cam o treime din tarif, se reflecta în buzunarul cetățeanului. Sigur că Consiliul Județean a dorit să strângă niște bani într-un fond special, un fond numit IID, Fond de Întreținere Dezvoltare, în care să avem bani ca să sistemul să-l continuăm, să-l îmbunătățim. De exemplu, se va închide peste câțiva ani, ar fi trebuit în perioada asta, dar este gradul de umplere numai 50, celula numărul 1 din CMID trebuie închisă și deschisă o nouă celulă. Pentru închiderea celulii, operatorul de pe CMID are un fond de închidere pe care l-a alimentat și sunt bani la Consiliul Județean la disponibilitate, dar pentru deschiderea celulei noi trebuie folosiți banii din IID, bani care cu preponderență vin din redevență. Domnule Stoian, s-au acceptat cele trei variante. O să continuăm un pic, vă mențineți ideea, vă rog, că trebuie să luăm și noi publicitatea, după care chiar vreau să dezvoltăm, pentru că dacă explicăm așa, încep, cred, ca să se lege lucrurile. Publicitate și revenim imediat. Clinica Laurus Medical Deva. Deviza noastră, sănătatea ta primează. Clinica Laurus Medical Deva oferă servicii și investigații medicale moderne la cele mai înalte standarde. Pacienții noștri sunt tratați la standarde europene de o echipă medicală specializată și dedicată. Clinica Laurus Medical pune la dispoziția pacienților săi o diversitate de servicii medicale în următoarele specialități. Punct de recoltare, analize medicale, medicina muncii, medicină internă, proctologie, primul centru medical specializat în tratamentul hemoroizilor și fisurilor anale din Deva, flebologie, chirurgie generală, chirurgie vasculară, chirurgie plastică, obstetrică, ginecologie, urologie, neurologie, cardiologie, nefrologie, endocrinologie, gastroenterologie, rezonanță magnetică, MBST, recuperare medicală, deține exclusivitate pentru tratamentul artrozei și osteoporozei, dermatologie, ortopedie, precum și o varietate de cabinete medicale de specialitate echipate cu aparatură modernă medicală performantă la o tehnologie de vârf, eficiență garantată. La Clinica Laurus Medical Deva beneficiezi de servicii decontate prin CJAS. Programările se fac telefonic. Clinica Laurus Medical Deva. Deviza noastră, sănătatea ta primează.
Supercom SA oferă multiple sisteme de colectare în județul Hunedoara, în zona 4 Petroșani, Valea Jiului. Operatorul asigură servicii de management al deșeurilor prin colectare și transport, sortare și reciclarea deșeurilor, asigură controlul calității și soluții de durabilitate. Diversitatea categoriilor de deșeuri face colectarea lor o provocare logistică. Deșeurile de aceeași natură sunt adunate în centre de colectare, unde sunt comprimate înainte de a fi trimise la un loc de sortare sau tratare corespunzător. Lider în domeniul serviciilor de salubrizare din România, Supercom SA, nihil sine deo. Am revenit, dragii mei, așa cum am văzut în prima parte foarte interesantă a emisiunii noastre, avem invitat pe domnul Dan Stoian, directorul executiv al IDEșeuri. Am discutat deschis despre problemele care au apărut în ultima perioadă și am rămas, domnule Stoian, la ce se va întâmpla cu trecerea de la taxă la tarif, care de la tarif la taxă. Bun, deci așa cum am zis în prima parte, noi am ajuns la varianta în care am avut un studiu de oportunitate, niște documente de licitație în care era prevăzut unirea celor trei zone, trecerea la taxă și modificarea redevenției. Sunt cele trei modificări majore ale sistemului. În rest, sigur că ele au fost upgradate cu cantități, cu ce s-a întâmplat în istoricul de 4 ani de când operam. Pe ultima sută de metri, ca să vorbim foarte elegant, primarii au zis, dom'le, nu mai dorim în sistemul viitor, la licitația viitoare, să mergem cu taxă, ci vrem să ne întoarcem la tarif. Ce presupune asta, domnule? Ce presupune? Că știm dinainte, trebuie ca să... Organizatoric, nu, până ajungem la ce se implementează organizatorii din partea noastră, a fost o modificare a documentelor. Sigur că noi n-am modificat studiul de oportunitate, acum așa peste noapte ne jucăm cu el. Da. Calculele. Studiul de oportunitate a arătat că varianta optimă este taxa, dar studiul a lăsat portițe că în cazul în care nu se dorește proprietarul sistemului, ADI-ul, nu dorește această variantă, se poate merge pe o altă variantă care se adaptează. Și plecând de la acest lucru, am modificat doar documentele referitoare la caietul de sarcini, contract, anexe, am trecut în loc de taxă, tarif. În final s-a aprobat de către toate OAT-urile. Am ajuns la o documentație finală care a fost aprobată. Repet, documentația spune unirea celor trei zone, tarif și redevență modificată și cantități upgradate. Și ea este, cum v-am spus, la ANAP în validare ca să poată fi pusă pe seară. Ce înseamnă pentru viitor operator? Viitor operator din stat va avea o perioadă de mobilizare undeva până la 6 luni de zile. Deci după ce vom semna contractul cu el, el nu va începe peste noapte operarea, ci vom da o perioadă de 6 luni de zile de mobilizare, care în primul rând va însemna perioada pentru realizarea contractelor. Deci, operatorul va trebui să meargă din poartă în poartă, din bloc în bloc, la asociații. Cine ne ridică în perioada aia deșeurile? Actualul operator. Deci, nu va pleca până nu... Sigur că nu. Acum nu ne jucăm cu... Pare, zic. Toată treaba e să ai continuitate. Sigur, mobilizarea poate fi de 6 luni, de 5 luni, de 4 luni, depinde cum se modifică, de cum se mișcă operatorul. El ce va avea de făcut? Să meargă să încheie contracte. Va încheia contracte individuale cu cetățenii, cu asociațiile, cu societățile comerciale, cu instituțiile publice. Pentru asta trebuie mulți oameni, domnul Stoian, care înseamnă costuri. Treaba operatorului. Și fost operator avea aceste costuri încărcate datorită și ce probabil se va întâmpla cu prețul atunci. Probabil. O majorare a suferit deja. O să vedem ce va ieși din licitație. Noi licitația am pus niște valori, da, care sunt pe calculele actuale, pe un prag maximal dat de aplicație. În aplicație, pragul maximal este decis de decila cea mai săracă a județului. Deci nu putem așa să acceptăm tarife de 50 de lei mâine. Nu. Ele sunt plafonate, tarifele. Vom vedea operatorul cum va veni și ce anume va oferta. Dar cu siguranță vor crește prețurile. Deci, v-am spus de la început să nu ne așteptăm că în segmentul ăsta de afaceri și ca și în altele, ca și luați apa și canalul, că este tot de servicii. S-a ieftinit cumva apa și canalul? Nu, chiar a crescut. Bun. S-a ieftinit cumva curentul în ultimul timp și nu știu eu? Nu, e plafonat, asta e norocul nostru. E plafonat nu peste tot. Nu peste tot. La și nu la toate cantitățile, dar și la noi va fi mecanismul, plătește pentru cât arunci. Nu înseamnă va fi implementat. Nu înseamnă că dacă tu ai tarif taxă la ora asta sau tarif de 10 lei, dacă arunci mai mult. Problema că plătea primările ceea ce nu... Bun, va trebui era... aici. Va tot așa va fi și acum. Da. Deci, sistemul de tarif este compus din două elemente. Unu, operatorul vine și contractează. Și în momentul în care a terminat contractarea din punctul lui de vedere, vine și depune la primărie
documentele pentru contract. Îi spune, am contractat 10.000 de cetățeni, 10.000 de gospodării, am 10.000 de contracte, am contractat atâția operatori, atâta instituții publice. Tot operatorul vine și pune pe masă listele cu cei la care a fost și n-au vrut să contracteze. A venit la domnul Popescu acasă și a zis, nu vreau să fac contract cu tine, că nu vreau. Deci nu e obligație totuși a omului. Este obligație, o să o preia primăria obligația asta. Dar, pe de altă parte, operatorul este obligat să ia deșeurile domnului Popescu, chiar dacă n-a încheiat contract, pentru aici că legea nu e chiar spune... Acolo, vedeți? Așteptați, că la apă se oprește contorul. Așteptați, vă rog, un pic, așteptați un pic. Legea spune că sistemul ăsta trebuie să fie pe de-a întregul. El trebuie operat peste tot ca să fie funcțional. Deci veți fi un beneficiar al serviciului dacă care nu plătește. Și în aceste condiții vine primăria și vă spune n-ați vrut să încheia contract cu operatorul 1. De ce? E motivul dumneavoastră. Bine, atunci veți avea o taxă către primărie care de data asta legea spune că va trebui să fie de 3 ori mai mare decât tariful pe care... Ah, deci lege dată în acest și primăria te... Da. Vine și te execută. Te spune, execută, da. La taxe și impozite te vei veni și vei avea nu 15 lei cât ai făcut are tariful operatorului, ci 45 de lei. Și atunci... Tu, domnul Popescu, cetățean, poți să spui, stai, domnule, că m-am răzgândit, mă duc să închei contractul ăsta sau zic continuare, da. Nu vreau și te execută primăria. Și atunci, sistemul, ca să fie complet, va fi făcut din tarif pe care operatorul încasează de la cei care are contract și taxă specială pusă de primărie, plătită de primărie lunar, pentru cetățenii care beneficiază de sistem... Plătă din bugetul local. Da, care beneficiază de sistem și nu au contract. Din bugetul local la început, dar după aia va executa pe cetățenii aia care nu au contract. Cum e și acum când plătești taxa? Ne puteți spune, domnul Stoian, că toată lumea era un dat, s-a făcut atâtea campanii că să plătească cetățeanul cât aruncă. Că și aici era o poveste, sunt cetățeni care aruncă poate mai mult și unii mai puțin și prețul același. În noul sistem se va implementa și treaba asta. Pe Valea Jiului suntem pe, cred că, ultima 100 de metri care se implementă. El ce presupune acest sistem plătește pentru cât arunci? El spune așa că operatorul când a venit s-a făcut o ofertă și a spus pentru tariful ăsta eu îți ridic de 4 ori pe lună pubela neagră, că la asta se referă, care pubela neagră plină, goală, nu contează, el ți-o ridică, pubela neagră este pubela de menajer. Da. Îți ridic de 2 ori pe lună deșeul reciclabil și la ora actuală, în mediul rezidențial, la case, peste tot în județ, există sacul galben și albastru, sacul galben, hârtie și carton, nu, sacul galben, plastic și doze, sacul albastru, hârtie și carton. Și funcționează? Și este, sigur, funcționează peste tot și avem deja... Și aici e un preț mai mic? Nu, este în același preț. În prețul care l-a făcut, deci una se beneficia toată de 4 ridicări la pubela neagră pe menajer și de 2 ridicări pentru... Și mai aveți clopotul verde care este pus în anumite zone, că nu poți să-l pui peste tot. Pentru mai multe familii? Da, unde duci și arunci sticla gratuit. Deșeurile de sticlă... Am înțeles. Sticla-sticlă, nu petul, nu nimic. Dar se spunea că cine face reciclare va plăti mai puțin. Atenție! Aici era problema. Nu, tarifele sunt diferențiate, sigur, pentru sau reciclare. Așa, exact. La reciclare, tarifele sunt mai mari, pentru că sunt ca volum, însă numărul de pubele pe care le iei, pentru că densitatea este alta, este de nu știu câte ori mai mult decât la deșeul menajer. Deșeul care efectiv te costă este menajerul. Să nu vorbim că de anul ăsta este obligatoriu să introducem pubela Maro, care înseamnă biodegradabil. Asta înseamnă costuri enorm de mari. Pentru că în momentul ăla, din pubela neagră, vei avea pubela neagră și pubela maro. În pubela neagră ai menajerul, dincolo biodegradabilul. Ăsta va fi pus pentru mediul rezidențial și pentru mediul plurifamiliar, pentru că la mediul rural s-au primit compostoare și îl duci și îl pui în compostorul din fundul grădinii. La reciclare mai cresc, că știu, am întâlnit, eram undeva pe la 11%, 12%. Da, se simte deja, sensibil este, o să vedem raportările după câteva jumătate. Și aici operatorul care reciclează, care preia aceste clopote și, mă rog, tot ce e reciclabil, le duce unde? Deci... Le comercializează, adică contra cost, pot să primească niște bani? Vă explic și sistemul. Au și costul mare, vă spun și sistemul, dar ca să nu trecem de plătește pentru cât arunci. Aia zic. Pubela neagră are montată pe ea, în Valea Jiului, avem pubelele, au montate pe ele niște chipuri. Fie un chip rotund care se pune în locat special făcut în pubelă, că așa vine din fabricație, fie pentru că a fost această perioadă cu pandemie, cu importuri foarte greu de găsit chipurile care erau aduse din străinătate, operatorii au inventat chipurile lor care se pun în mânerul pubelei negre, interior, ca să nu se degradeze.
În momentul când pubela ta este chipată, ea este, primește un cod, pe mașină există un cititor de chipuri și în dispecerat există cititorul final. El când vine și ridică de la domnul Popescu de acasă, știe că te ridică de 4 ori, se ridice pubela neagră. Dar domnul Popescu este un generator mai mult de gunoi menajer și atunci el umple, face 6 pubele, 8 pubele. Sună în dispecerat, spune, mai am 2 pubele să mi le ridicați. Operatorul vine, formalizează... le ridică și atunci ai un tarif de 2 lei, 3 lei. Am înțeles. Fiecare pubele. Nu suntem în situația în care să funcționeze pe de-a întregul Valea Județe Prima. Credeți că se va aplica nou contract? Nou contract, sigur. Pentru că e obligația nu, operatorului? Categoric. De asta vă spun că are nevoie să facă niște investiții. Investițiile sunt în primul rând, vom schimba sacul galben și albastru cu pubelă, galbenă și albastră. Pentru că este mult mai safe, mai elegant. Sunt mai costisitoare. Este, va trebui să finalizeze platformele făcute de către OAT-uri și știți că în ultimul timp OAT-urile au accesat platformele digitalizate, cavurile. Dar tot nu sunt făcute mari a partelor? Nu, nu sunt. Vor fi acum. Nu vă așteptați să le apară anul ăsta. Anul viitor. Pentru că anul viitor este o investiție foarte mare a Consiliului, a Ministerului Fondurilor, Ministerului Mediului, iar județul Hunedoara, să știți că o surpriză plăcută, este numărul 1 în țară în atragerea de insule digitalizate. Avem peste 544. Pe locul 2 este contractate, Clujul. Contractate, aprobate, că nu, sigur care vor veni. Pe locul 2 este Clujul, Timișul cu 440. Și vom avea în fiecare localitate? În mediul rural, în mediul urban peste tot. Urban peste tot. Da, de exemplu, adică putem avea 96 de platforme de genul ăsta care vor veni. Și atunci, viitorul operator va avea inclusiv partea de chipuri de tot. Deci de asta vă spun, contractul va fi un contract mai mare, pe o perioadă mai deci lungă. Deci fiecare proprietar că... va avea un chip, va avea o carteluri. Nu, nu, chipul este pus. Nu, de va avea acces acolo. A, ca să acolo știe vom vedea cum vor fi. Pot fi cu cartele, cu cheie, cu depinde cum așa vor fi. Așa vine oricine și aruncă. Dacă... Sigur. Asta este și ideea, să nu mai existe posibilitatea să vii, pentru că ele sunt acționate, fie electric, cu cartelă, fie pedală. Dar știți că a mai fost o prezentare, am făcut-o undeva cu un furnizor de asemenea containere, care erau foarte elegante. Veneai, citea cartela ta personală sau puneai cheia, apăsai pe pedală, să ridica trapa, aruncai gunoiul și în momentul când deliberai pedala, se închidea cum trapa. Cum e situația acum, după câteva luni de la nou operator? Este în regulă, funcționează. Cum aveți relația ca DDS-ul, că bănuiesc că verificați, că sigur, aveți oameni care verifică. Noi monitorizăm și zona de operare, monitorizăm și CMID-ul, deci CMID-ul nu este al nostru, este al Consiliului. Vedem, în toată țara mai sunt probleme. E un domeniu destul de greu, adică nu e ceva simplu. Este o... Știut, mai acum 2 săptămâni a fost din nou un incident la deponeu unde un furtun s-a spart, a fost o scurgere de levigat. Da, nu, a fost întâmplat. O amendă, am văzut. Da, a fost o amendă, sigur, astea vor fi și... Aici cum va funcționa, domnul Stoian, dacă același operator se spune că va câștiga Supercom-ul, având și deponeul, ei cum se vor factura între ei sau cum? Facturează, factură la factură. Vor fi societăți diferite? Sau? Nu societăți, dar sunt puncte de business separat pentru ei. Deci ei vor le au înregistrate în contabilitate separat. Sigur. Deci CMID-ul va factura la pe noua lege, pe 136-40, dar v-am spus mai devreme că sunt foarte multe schimbări legislative cu care noi trebuie să le acordăm pas cu pas. Dacă s-au făcut pentru... ultimul timp, ziceți. Sigur, s-au făcut din începând cu septembrie. Asta spune că, din momentul ăsta, acum la primării nu mai sunt o singură factură, ci sunt două. E factura făcută de operatorul de colectare și factura care vine de la CMID, pentru că trebuie facturate fiecare activitate în parte. Colectare, sortare, transfer. După aia vine CMID-ul. Sortare, tratare mecanobiologică, depunere. Înainte era totul unitar. Atunci era tot unitar. Și la urmă vine și economia circulară, care este de fapt penalizarea care o adresăm cetățenilor, pentru că, atenție, și asta am spus, o spun, o voi spune în continuare, suntem în pregătirea unor materiale care să le difuzăm din nou în tot județul. Operatorul ridică la momentul ăsta ce găsește în containere. Rolul lui ar fi să ridice numai ce trebuie, dar asta ar însemna că ne trezim cu deșeurile în drum. Problema pleacă de la noi, de la cetățeni, asta trebuie să înțeleagă și OAT-urile și tot, și instituțiile, toată lumea, că dacă noi vom depune corect, operatorul va ridica corect, și atunci va crește gradul și de reciclare și din de deviere de la postare. Sceptic, să știți... Aici e problema cea mai mare. Educația... Pentru că până la urmă operatorul a trebuit să vină la plurifamilial sau și la case. Vine, se uită dacă sacul nu corespunde, nu ți-l ia. E, ce faci cu el? La momentul actual operatorul ridică tot. Aveam avut reclamații de genul, domne, continuă să ridice la grămadă. Mai ales din mediul plurifamilial. Haideți să vă explic cum este acest sistem de ridică la grămadă. El ridică containerul negru, care este menajer. Da. Vine ziua când se trebuie să ridice containerul galben. Se uită în container, ridică capacul. Dacă în containerul galben, în care trebuie să ai plastic și doză, și ai, ai două pungi de menajer, ăla este un deșeu compromis și atunci nu mai poate intra pe stația de sortare, cât distrugi toată stația. Tu infectezi tot ce e acolo și atunci ăla trece deșeu menajer.
Ai ridicat pubela de la containerul albastru și acolo în loc să găsești carton, hârtie, mai găsești... Și din păcate, cred că sunt asta multe cazuri. Da. Spuneați că nu este un caz fericit că județul Nedoala, vis-a-vis de acest deponeu, că l-avem, sunt puține județe în țară care au acest sistem integrat. Avem un deponeu. Pe câți ani mai ne putem baza noi? Celula 1 spuneați că e aproape finalizată? Deci proiectul acesta este gândit pentru 28 de ani. Au trecut 4 ani. Celula numărul 1, care o celulă se întinde pe 60.000 de metri pătrați și are o capacitate de 800.000 de tone, ar fi trebuit ca după 8 ani să se închidă. Pentru că așa era calculul. Nu. Calculul era făcut ca județul să genereze undeva la 200.000 de tone de deșeuri pe an. Și generează mai puțin. Județul generează până într-o 100.000 de tone. Deci, într-o dată, durata de viață aproape s-a dublat. Mai mult. Fiecare pas făcut în creșterea reciclării, în devierea de la depozitare, trimiterea la fabrica de ciment să ardă, să revalorifici, iarăși înseamnă că ai întâlnit mai puțin deponeu. Deci e posibil să mărim numărul de 28 de ani, dacă deja vor recicla mai bine? 28 de ani este perioada totală atât de deponeu. Atât dacă mai e loc, nu mai... Nu, stați un pic. Celula numărul 1 era gândită pe 8 ani de zile. Am înțeles, dar cu celula 2. După care celula numărul 2 era gândită pe 20 de ani, pentru că era prevăzut ca după 8 ani de zile să reciclezi atât de mult și să deviezi atât de mult la depozitare, cât în groapă să pui undeva la 5% mult mai în celula. Puțin. Da. Am înțeles. De-aia era perioada. Celula este similară, aceeași capacitate, dar durata de viață era. Numai că, din fericire, la celula numărul 1, după 7 ani de zile de funcționare, suntem la 48%. Deci, practic, încă 6-7 ani de zile mai putem pune foarte bine în celula numărul 1. Asta înseamnă că ne-am împins investițiile viitoare în celula numărul 2, cu câțiva și punem zi. Doar 5 județe Nedoala, nu aducem, nu, nu ai voie să iei din alte părți. N-ai voie. Și la ora actuală sunt în România 33 de smiduri accesate. Nu sunt toate operaționale, nu sunt toate funcționale. Operațional înseamnă să ai toată infrastructura pregătită, operațional să ai și operatori peste tot. Sunt 6 sau 7 sisteme. Une doar ai unul din cele funcționale. Care transportă la 100 de kilometri? Nu. Au tot felul de gropi intermediare, gropi private. Bun, spuneau că trebuie să le scăpăm. Trebuie să le închidă. România este în infringement. Da, știu, infringementul nu este datorat județului Hunedoara. 7 județe care sunt în afară și celorlalte județe. Noi avem, să știți că în continuare avem cel mai modern CMID din România, cel mai mare, funcțional. Deci cel mai mare e ce? Da, este mare. Celelalte care sunt mai mari, nu sunt finalizate. Vom avea cele mai multe insule de ecologizare. Da. Și acolo vor plăti oamenii ceva, nu? Vor duce nu, efectiv... Vor fi la fel. Mai mult, o să apară la nivelul orașelor mari, de fapt, cred că a tuturor orașelor, acele centre de aport voluntar, CAV-uri. Am văzut acolo... și le dă bilete de... mai sunt care primesc și bilete la cinema sau la teatru, bilete la autobuz, cine reciclează. Am văzut Brașovul, bine, sunt tot felul de mărunțișuri. Da, care se atragă pe oameni și să știți că se duc... Categoric. Și mai este o problemă care va impacta foarte mult smidurile. Și eu v-am spus că vor crește prețurile, vor crește. Și zice, în foarte scurt timp, se speră că la sfârșitul anului, să intre acel SGR-ul, sistemul de garantare returnare, unde tu iei am văzut, sticla... 50 de bani, să vedeți atunci când se scândă. Atunci știți, că pe vremea noastră spălam sticlele și plecam să Da, știți care e treaba? La... Că cel mai afectat va fi smidul. Pentru că ei lua cei mei crema reciclării. Pentru că ați întrebat ce faci cu reciclarea. Operatorii până acum făceau, reciclau, adică tot ce recuperau și ce și le reciclau, la, le balotau și le duceau la operatorii finali, la reciclatorii finali. De acolo primeau niște bani care le acoperau costurile lor și dădeau și la primării. Din păcate, sistemul n-a funcționat foarte bine cu OIRE-urile până acum. Drept pentru care, tot pe legea nouă, noi ADI-ul, începând de săptămâna asta, suntem valizi să facem noi aceste operațiuni. Asta înseamnă că am schimbat statutul, am devenit plătitori de TVA, noi vom încasa sumele și noi le vom da la primării. Este o liniște în plus pentru primării că vor primi niște bani, pentru că noi ca ADI nu avem voie să folosim banii ăștia. Operatorul putea să facă ce vrea cu ei, putea să nu-i declare, nu puteai să faci cu ei toată ziua. Dar din momentul ăsta a apărut un alt sistem de trasabilitate a acestor dosare. Noi le vom prelua, suntem în faza în care contractul cu OIRE-urile, cu organismele intermediare de răspundere a producătorului, cele care fac reciclarea, le vor duce, le vor duce la reciclatorii finali, de acolo vor fi plătite sumele, aia vor fi bani care vin la noi, noi nu avem voie să-i folosim în interesul asociației ale ADI-ului, ci sunt bani care proporțional, în funcție de cantitățile reciclate pe fiecare OAT, vor primi OAT-urile niște bani înapoi. Deci, stând spre final, domnul Sprian, aș vrea să... vă întreb și să răspundeți în câteva cuvinte. A spus că să demarați o campanie de informare din nou la nivel județean.
cu ce veți informa oamenii exact? Cu... Știți cum? Aceste campanii ar trebui să fie permanente. Din păcate, vedeți că noi le pierdem timpul în procese, în licitații, în tot felul de alte lucruri care ar fi trebuit să ne lase liniștea ca noi să ne ocupăm de lucru care este la momentul actual cel mai important, promovarea sistemului. Vedeți, de asta vine în emisiuni și pe la dumneavoastră, ca să explicăm sistemul, ca să facem cetățenii să-i conștientizăm. Bănuiesc și operatorii trebuie să aibă niște bugete de promovare, da, că sunt obligați, banii pentru aceste campanii vin de la operator. Aia zic, e obligat. Că noi nu avem așa ceva. Da, da, da. Eu trăiesc din cotizația care mă dau primările. Dar în EDUSAR sunt prevăzute aceste costuri. Și la momentul actual, cetățeanul, dacă nu va învăța cum să recicleze, nu o să facem. Primul pas care îl facem acum, suntem cu el în fața de machetare și probabil că în scurt timp vom da bun de tipar, vrem să facem din nou undeva la 100.000 de pliante, cum am făcut și în urmă cu 2 ani, dacă țineți bine minte, să printăm sistemul cum? Cele 4 pubele, să le explicăm. Corect. Va fi un pliant care e în 4 pagini, un format Să știți că eu am mai învățat, dar nu chiar toți. Mai sunt, dar sigur, sunt care au învățat. Și noi dorim ca aceste pliante să meargă, în primul rând, în școli, pentru că formatorii de opinie sunt totuși copiii, tineretul, să ajungă la primării, primările să-l distribuie pe fiecare zonă, la asociațiile de locatari și nu în ultimul rând operatorii, mai ales în zona în care colectează sacul galben și albastru, rezidențial, mediul rural, în momentul când ai pus sacul în poarta omului, să-i pui și acest pliant și dacă cumva ai întâlnit omul, să-i mai și explici. Vine sezonul de primăvară, când știm bine, sunt multe acțiuni de curățenie, chiar noastră și anul trecut ați participat la câteva. Nou operator va sprijini acest... Sigur, este obligat. Că va veni să... Este gratuit, bănuiesc că le va lua. Da, 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 este obligat. Deci adică condiția este ca atunci când se face o acțiune de genul ăsta, noi ADI-ul să fim informați, să știm de el, de acțiune, de fiecare dată și în trecut cu ambii operatori și deci cu cel care am reziliat, să vină să... În primul rând este obligație ridice. Să o numim morală, nu neapărat moral, contractuală, dar n-am avut niciun fel de probleme pe zona asta. Operatorul a ajutat întotdeauna cu saci gratuit. Se vor continua acest gen de... Sigur. De... Și dacă primăria ne anunță, vrem în data de să facem o acțiune de ecologizare pe o anumită zonă, noi informăm operatorul, ajutăm și participăm noi cu monitorii noștri la acțiune, operatorul vine, ridică gratuit, CMID-ul primește gratuit, pentru că cantitățile sunt nesemnificative față de ce se colectează în general. Acțiunea este importantă și mesajul care îl transmite acțiunea. Să sperăm că totuși găsim din ce în ce mai puține. Asta ar fi dorința. Nu mai avem acțiuni de astea, pentru că arată groaznic. Nu și e normal face ca operatorul nu are în atributul lui aceste corect acțiuni. Ele sunt deșeuri abandonate. Da. Deșeurile abandonate sunt de ale primăriei. De către oameni sunt abandonate, că atât avem noi un pic cap să lăsăm, că mergem la un grătar, poate totul acolo. Da. Ultima întrebare, domnul Stoian. Ne apropiem de sărbătorile de Paște, știu că au mai fost probleme prag de sărbători. Puteți asigura cetățenii doare că nu vor rămâne cu gunoaie, că nu vor fi probleme și cu nou operator, că știu că garanțiile sunt greu de dat la acest operator, dar totul revine la bani, că spuneați undeva că dacă un operator, indiferent cum se numește, nu va avea banii încasați, nu o să poată infini să suporte nimeni în lumea asta, deci, domnul Stoian. Haideți să ne gândim la un lucru. Odată că nu există că sunt sărbători sau nu sunt sărbători, operatorul trebuie să-și facă treaba, indiferent că sunt zile de lucrătoare, bun, zile de sărbători. Plătit. Bun, da. Deci el trebuie să-și facă activitatea și este obligat. Așa cum CMID-ul, și știți că au fost incidente în trecut când nu erau numai plătiți. Aici, în toate județele, da? Multe județe au fost. El nu are voie să oprească primirea deșeurilor. Deșeurile nu pot să rămâi cu ele stradă. Asta e un lucru nenegociabil cu niciunul din operator, niciunde. Operatorul trebuie să aducă și să le ducă să le depoziteze. Sigur că partea a doua intervine modul cum și operatorul recuperează banii din teren. Acum că sunt primările sunt obligate să plătească. Și să știți că am avut surprize cu primării care în forma actuală de 5 luni de zile n-au plătit nicio factură. Păi și aici puteți să interveniți dumneavoastră ca lideșeuri? Noi nu putem să intervenim, trebuie operatorul să meargă să execute. Numai că știți cum, este foarte greu să intri într-o... Toată lumea încearcă tot pe calea amiabilă să convingă primările să plătească. Din fericire, să plătească mari pe banii încasați deja de la oameni? Pot să nu plătească, e treaba lor, dar nu este în regulă. Banii au acolo, încasați... Trebuie să plătească. Operatorul atât timp cât își încasează prestările de servicii, n-au niciun motiv să slăbească activitatea sau să creeze probleme. Sigur că problemele apar în momentul în care operatorul vine la tine și spune, uite-te, am în teren de încasat de la primărie sumele astea, milioane de lei, ce fac? Că nu pot să-mi plătesc angajații, nu pot să-mi cumpăr motorină, nu pot să întrețin parcul auto. Ceva e normal, e o activitate deci de... Este,
ca orice activitate, corect, noi trebuie să o percepem bazată ca un pe business. Finanțe. Business-ul este din partea noastră, a ADI-ului, a OAT-ului. Afacerea pentru noi este că ni se ridică gunoiul, că se ridică în condiții bune, la timp și că se reciclează cât mai mult și pentru asta facem eforturi. Business-ul pentru operator este că își încasează banii și sigur are acel profit cu care a venit în licitație, care ar trebui să și-l ducă acasă ca să poată să-și plătească și deschiderea activitatea. Există din partea tuturor părților, aici vorbesc de da. ADI, de Consiliul Județean, de din partea firma operatorului care este... Nu avem niciun fel de probleme decât deci, susținere necondiționată, există, fără discuție. Tocmai să nu apară probleme, asta nu, e... deci până la urmă, Consiliul Județean este proprietarul întregului sistem. Da, sigur că noi monitorizăm și suntem responsabili de partea de operare. De asemenea, tot în înțelegere Consiliului Județean, am preluat și monitorizarea CMID-ului, Centrului de Management. Deci monitorizăm noi și informăm Consiliul Județean. Din punctul ăsta de vedere, nu avem niciun fel de decât mulțumiri pentru cum colaborăm. Cu operatorul actual, pentru că nu este o colaborare nouă, Valea Jiului de 4 ani, CMID-ul de 7 ani, este o relație normală, ok, deschisă. Acum, sigur că, repet, sunt tot felul de vedeți, inadvertențe. Se mai duce și discuția și în zona politicului și în alte zone. Nu facem politică. Aici nu ar trebui făcută politica deșeurilor exact. Și atât. Da. Domnule Dan Spian, vă mulțumesc mult pentru informațiile date. A fost, într-adevăr, multe informații în care cei care ne urmăresc să aibă așa un adevăr, că până la urmă asta e ideea, când e de la sursă, afli adevărul și să sperăm că nu vor fi sincope și că totul va merge bine. O să vă mai invit, pentru că e foarte important să afle lumea despre toate aceste noutăți, mai ales că a spus că sunt multe schimbări legislative. Da, domnule... comunicarea este foarte importantă la nivelul ăsta, de asta corect. Nici nu facem, nu fac rabat să nu merg să explicăm, să discutăm, pentru că, vedeți, se creează distorsiuni care nu și-au rolul. Corect. Adică în momentul în care sunt greșeli, sunt sigur, trebuie să ne le asumăm, să le, să le cumva depășim, dar în momentul în care lucrurile funcționează și sunt prost interpretate, atunci rolul nostru este să venim și să explicăm. Deci cu tot dragul... Avem promisiunea noastră că mai veniți la invitațiile noastre. Discuție. Dragii mei, așa cum ați văzut, o emisiune destul de interesantă, am aflat multe noutăți. Avem și promisiunea domnului director Dan Spian că va mai veni la noi în studio și la alte canale, tocmai pentru a spune despre ce se întâmplă cu acest sistem, care e atât de important pentru noi toți. Până data viitoare, dragii mei, aveți grijă de noastră, sănătate multă și să ne revedem cu bine.